vedem pentru balanțe această lună plină, ce impact are? Sigur, pentru balanță, luna plină are loc tot pe niște case financiare, da? Tot pe casele 2-8. Spunem despre balanță că este favorită din punct de vedere al valorilor și finanțelor, da, datorită prezenței lui Jupiter, da, și, exact, șanse, oportunități, optimism. Putem să mai spunem că Jupiter pe ascendent în tranzitul de până în octombrie, da, i-a ajutat să devină mai înțelepți, să facă schimbări la nivel personal, exact, și să rezolve lucruri legate de relații, lucruri legate chiar de locul de muncă și de poziționarea lor în lume. Și acum, tocmai datorită acestei înțelepțiri, perfecționări, autodezvoltări, ei pot culege și roadele materiale ale acestui tranzit al lui Jupiter în semnul lor, drept care este posibil pentru balanțe să primească vești legate de creșteri salariale, venituri suplimentare, sau pur și simplu se pune lumină pe capacitatea lor de a găsi venituri alternative, oportunități financiare. Ele sunt foarte bine aspectate pe culegerea roadelor acestui tranzit jupiterian. Și slavă Domnului, un Jupiter pe casa a doua îți crește valoarea, fie că este la propriu, fie că e la figurat. Așa mai e. Mult de atât, la începutul săptămânii intră și Venus într-o casă a ei tradițională. Chiar dacă este în Scorpion, totuși casa a doua este casa guvernată în mod tradițional de Taur, da, care e guvernat la rândul lui de Venus. Și atunci, iată că sunt niște aspecte financiare extraordinar de bune. Și nu numai. Și nu numai asta am vrut, exact, să spun, și nu numai, ci și profesional pot avea loc soluționări ingenioase grație prezenței lui Neptun în casa serviciului, în casa a șasea, ale unor situații chiar complicate, poate chiar în relație cu șefii sau colaboratorii, vor beneficia de un grad sporit de eficiență. Întotdeauna aceste planete benefice, vorbeam mai devreme despre, da, Jupiter, despre Neptun, ele sunt planete bune, sunt planete benefice, nu că celelalte nu ar fi bune, dar ele aduc energia beneficului, energia soluționărilor rapide, energia soluțiilor record. Și așa, eficiența are un grad sporit în această perioadă pentru balanțe. Ei și stăpânesc situația din punct de vedere organizatoric, că acest Venus și Marte în semn le-a dat posibilitatea să se organizeze destul de bine. Am văzut că la Fecioare era prin efort susținut, la balanță este mai mult ca așa se întâmplă. Și cred că vine natural totuși. Lucrurile vine, da, și natural. Vorbeam despre această lună plină pe axa 2-8, care atrage atenția asupra unor potențiale câștiguri destul de interesante, care vin și pe o filieră destul de interesantă, pe care ar fi bine să le abordeze cu tact, mult tact, exact, și diplomație. Și să caute siguranța în tranzacțiile astea și în câștiguri, pentru că totuși luna plină în Taur se referă și la siguranță, la muncă și valori într-adevăr, dar și la sentimentul de securitate. Dacă ceva, ținem cont de faptul că totuși Neptun are un aspect extraordinar de benefic cu această lună plină și le sporește intuiția, dacă ceva nu li se pare în regulă și le dă un sentiment de nesiguranță, le, da, recomandăm să nu intre în acel proiect, în acea combinație financiară. Pe de altă parte, cum spuneam, da, ca și concluzie, fecioarele sunt foarte bine, balanțele sunt foarte bine aspectate, atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere financiar, vor fi bine aspectate și din punct de vedere al comunicării, da, și al exprimării propriilor idei. Sunt puțin atente totuși că luna neagră intră pe casa a patra, a casei, căminului, familiei, da, și le poate aduce ceva surprize. Și de asemenea trebuie să clarifice anumite situații confuze care persistă de ceva vreme, tot din cauza acestei luni negre. Exact. Ei au dezvoltat această dorință și o au în natura lor de stabilitate, tendința către stabilitate, și tot ce vine pe zona incomodă aduce, sigur că da, această destabilizare. Luna neagră în casa a patra, din păcate, ei i s-a dat această sarcină neplăcută de a aduce și puțin destructiv în viețile, exact, noastre, și atunci, sigur, ei vor fi puțin dezavantajați din acest punct de vedere, dar toate aceste lucruri vin pentru a fi depășite. Mergem mai departe.